Poveștile lui Țițeica, un volum elaborat de elevii prestigiosului Colegiu Național Gheorghe Țițeica, a fost lansat astăzi. Iar voi, una dintre șirul nesfârșit a acestor generații de aur, căci această școală eu consider că a avut numai generații de aur, continuați, și este înălțătoare această misiune, continuați ceea ce înaintașii voștri au încercat să realizeze, să ducă mai departe spiritul școlii, al cunoașterii, al învățăturii. Cadrele didactice împreună cu elevii au încercat să insereze o tradiție a colegiului începută în urmă cu două decenii la sărbătorirea a 80 de ani de existență și anume să scoată la lumină frânturi de gânduri ale elevilor sub genericul Poveștile lui Țițeica. Am vrut să captez atenția asupra relației între profesor și elevi și asupra unității, pentru că despre asta este vorba într-o școală, despre iubire, unitate și cunoaștere și autocunoaștere. M-am documentat și am scris și lucruri adevărate despre Țițeica, doar că am vrut neapărat să, în această compunere, să existe și zeii acestei școli sau prietenii copiilor, cum ar fi chiar și materiile. Școala ca un castel al cunoașterii, cum profesorii, adică vrăjitorii care aveau să mă îndrume pe drumul cel drept, m-au dus în diverse odăi unde am învățat tainele școlii și unde am întâlnit lucruri rar întâlnite, spun eu. Cel mai mult mi-a plăcut atunci când m-am întâlnit cu zeul învățăturii, deoarece am aflat de la acesta foarte multe lucruri pe care nu le cunoșteam înainte. Și cred că a fost o idee bună. Evenimentele organizate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de existență vor continua pe tot parcursul acestei săptămâni.